Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Mario și astăzi o să vorbim cum poți face bani la 18 ani. Băi, este simplu. Primul rând, sunt mai multe modalități pentru a putea câștiga bani la 18 ori. Și chiar și mai puțin de 18 ani, chiar este valabil această soluție de a câștiga bani. Ar fi gen să deschizi un canal de YouTube sau un vlog, ceva de genul ăsta. Și după ce, na, se știe foarte bine, după ce se adună o anumită sumă de una, se poate activa monetizarea canalului. Ai mai multe variante. Dar, bine, este foarte important. YouTube-ul este, pentru unii este greu, pentru unii este ușor. Pentru că trebuie să te concentrezi, trebuie să... Gen, nu că am cărcat azi un video și pe aia mâine nu mă ocup de chestia asta. Trebuie să muncesc foarte mult pentru a obține un rezultat pozitiv. Asta ar fi o modalitate. Mai sunt... modalitatea gen, nu știu, avem Instagram, avem niște urmăritori pe Instagram, se poate face gen să căutăm niște colaborări și acolo se poate câștiga niște bani. Niște bani ok. Sau mai aveți varianta, dacă nu vă descurcați prin mediul ăsta online, ar fi gen să vă căutați un loc de muncă, sunt și locuri de muncă part-time pe perioade scurte, sau vă puteți găsi, cum exemplu, dacă lucrați într-un oraș mare, chiar și din Europa, aveți Uber Eat, Uber de mâncare, practic puteți transporta cu bicicleta, cu mașina, cu scooterul, ce aveți voi. Și mai sunt tot felul de joburi de astea, să zicem, micuțe. Cel puțin în Anglia știu că erau Deliveroo. Este tot așa, care transportă mâncare cu bicicleta, cu scooterul, cu mașina, dar sunt în anumite orașe. În special în alegeri, o idee mai mare, dar este foarte simplu să aflați chestia asta, doar intrați pe site-ul lor sau vă descărcați aplicația de la gen Uber Eat și o completați și vedeți dacă pe zona voastră este ceva. Și dacă este ceva, vă puteți apuca de treabă, numai că la Uber, chestiile astea, joburile ar trebui să ai minim 18 ani. Altele care ar mai putea fi, ar mai fi streaming-ul, gen facem live-ul de gaming, care practic mai se mai întâmplă să mai doneze cineva acolo, deci acolo ar fi, dar na. Dacă nu ești o persoană foarte, n-ai foarte mulți urmăritori și abonați, este mai slab să doneze cineva. Nu știu, promovează ceva, promovează un produs. Contactează diverse companii, societăți să le promovezi produsul lor și le ceri în schimb o sumă de bani. Dacă te pricepi puțin la editat, fă-le un review la... fă-le o prezentare, un video prezentativ despre magazinul lor, afacerea lor, în câteva cuvinte. Fă prima dată niște teste cu niște video, prezintele proiectul, prezintele ceea ce știi tu să faci și poți să ceri și o anumită sumă de bani, cât vrei tu, nu știu, sunt cazuri și cazuri. Dacă te pricepi foarte bine cu editatul, și acolo se câștigă. Bun, hai să trecem mai departe. Mai sunt mulți youtuberi care nu știe să editeze foarte bine și dacă crezi că ai o cunoștință cât de cât bună să editezi, ajută pe cineva să editezi clipul și le ceri o anumită sumă de bani. Practic este job, nu că îi ceri o anumită sumă de bani că e editat un clip, dar ăsta este un job. Să ajuți pe cineva să crească și, primul rând, bine, să editezi, că posibil are foarte multe clipuri și nu are timp să le mai editeze sau pur și simplu nu știe. Asta ar fi o variantă. Sunt foarte multe persoane care nu prea știu să folosesc un program de editare și chiar basic, dar ce vrei să faci? Ca joburi sunt destule, doar trebuie să căutați. Gen, dăm un exemplu. Da, hai să dăm un exemplu. Chiar și aveți sub 18 ani sau mai puțin de 18 ani sau mai mult de 18 ani, aveți joburile, nu știu, mi se pare mie ok, căutați ceva să vindeți. Încercați să cumpărați cu un alt preț și le vedeți cu un alt preț. Un exemplu, nu știu, mergeți la un târg, un bazar, un de-astea de vechituri. Căutați acolo, nu știu, dăm un exemplu, niște boxe. Ele la un preț mic. Poți să le vin să-ți adăugi acolo un profit de 50 lei, depinde cu cât ai reușit să le scoți și cam cât merge prețul. Și cu telefonul la fel. Cumpără un telefon ieftin și vinde lui idei mai scump. Și acolo o să ai profit. Știu că este puțin samsă reală, dar cam asta este o modalitate de a câștiga bani în România.
mai e și varianta să-ți cauți un loc de muncă la, nu știu, gen, la orice part-time, la un fast food, cu siguranță o să găsești sau full-time, de pe te interesează, pe timp de vară este ok. Dacă nu aveți treabă cu școala, cei care nu vă plăcut școala, vă puteți căuta un job, asta este singura variantă, nu vă mai speriați că, într-adevăr, sunt joburi și joburi. Sunt joburi care îți cer măcar liceul, sunt alte joburi care nu îi interesează câtă școală ai, important e cum reușești să porți o conversație cu ei. Nu știu, cam asta a fost clipul, prieteni, pentru că eu trebuia să mă pregătesc, am vrut să încerc acest tent să vă explic anumite chestii. Cum ai putea să faci bani la 18 ani? Bă, cred că sunt câteva variante. Aveți de ales, încercați, sunt multe chestii. Dacă vă pricepeți la creat loguri, la creat intro-uri pentru video, eu vă zic că puteți să faceți bani cu chestia asta. Contactați un YouTuber mai slăbuț care are puțin abonați. Vorbim de 1000, 2000, 3000, până în 5000. Și vedeți că, na, nu prea se descurcă foarte bine. Încercați să cereți o colaborare. Nu știu. Vreau și eu, uite, hai să colaborăm. Cam cât crezi că ai putea sau gen, sau puteți să-i spuneți voi, bă, mă plătești, nu știu, dacă crezi că este un canal ok, mă plătești pe mine, nu știu, 200-300 de lei, 500 de lei, 10, 1000 de lei. Mă ocup în fiecare zi de clipurile tale, să le editez, să le pun la punct, să fac timeline-uri și toate ce. Da. Sunt joburi și joburi, de asta vă zic că încercați toate variantele imposibile și posibile, că o să găsiți un job pe măsură, pentru că sunt necesare, sunt nevoie de persoane care să ne dea cel puțin un ajutor, cel puțin dacă eu nu aș ști deloc să editez. Sincer, și vreau și cred că am succes din YouTube, eu aș căuta pe cineva cel puțin să mă învețe. Sau, de exemplu, hai să vă mai dau o chestie, pentru că toată lumea zi de a ști informatică. E imposibil să nu știi informatică, să nu știi să folosești un PC. Oferiți cursuri de informatică. Pentru că și asta este, sunt multe persoane mai în vârstă care nu știu prea bine să folosească un PC și așa asta este profitabil, pentru că nu faceți nimic greșit, pur și simplu învățați, oferiți un serviciu. Înveți acea persoană cum se folosește un PC, înveți cum se folosesc anumite programe, cum se instalează diverse softuri, cum se instalează un sistem de operare sau neapărat să-l înveți, poți să oferi tu serviciul ăsta, serviciul de, pentru că este plin, dar ca să aveți succes cu chestia asta este foarte esențial să vă promovați acel anunț. Pentru că dacă nu-l promovezi, posibil prima zi sună, s-ar putea să sună, să-ți spună, un mesaj și după aia anunțul tău cade de jos, de asta vă zic, încercați să-l promovați în genul. Ori prin OLX, ori să-l repostați pe Facebook, pe diverse grupuri din orașul în care locuiți. Da, eu zic cam asta a fost clipul. Dacă ați înțeles ce mesajul care am vrut să vă le explic, este foarte bine, pentru că chiar se poate face bani din orice, doar trebuie să ai voință. L-am zis, dacă viața în mediul online vi se pare grea, mergeți la muncă, pentru că altă variantă n-aveți. Căutați-vă, sunt multe call centere. În toată România sunt o grămadă de call center, nu numai în România, în toată lumea asta sunt call center. Știți limba italiană, știți limba engleză, limba franceză, că sunt sigur că este. Și este și în limba română call center. Chiar mai fi. Vânzători. Este foarte bine să fii vânzător, ai foarte... Este o responsabilitate, dar ai foarte multă... Stai între clienți, începi să vorbești cu lumea, deci începi să înțelegi cum gândește lumea, deci este super bine. Cam atât, prieteni, v-am pupat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Mâine vă o să apară un vlog spre după amiază, care l-am filmat eu astăzi, deci nu uitați să fiți activi, pentru că YouTube-ul nu mai trimite notificări. Așa că...